Până în data de 30 iunie, timișorenii pot beneficia de depunerea unui proiect pentru cartierul lor prin programul de bugetare participativă la Primăria Municipiului Timișoara. De asemenea, printre proiectele implementate și realizate se numără cel mai nou parc de odihnă și relaxare din Lunei, laboratorul digital de la Liceul Grigore Moisil și îmbunătățirea pistelor pentru biciclete de pe Bulevardul Eroilor. Cetățenii pot face o propunere benefică pentru comunitatea și cartierul în care locuiesc, iar primăria implementează proiectele care primesc cele mai multe voturi de la timișoreni.